Alegerile prezidențiale preconizate pentru luna noiembrie a acestui an ar putea fi amânate, spune președintele Igor Dodon, care zice că deocamdată nici el, nici guvernul nu se gândesc la acest lucru ca urmare a situației fără precedent în care ne-am pomenit. Ar putea fi amânate, afirmă șeful statului, dacă prognozele Organizației Mondiale a Sănătății, conform cărora un val de COVID-19 ar putea să vină în toamnă, se adeveresc. Dar, conform procedurii, alegerile pot fi anulate, evident, prezidențiale, parlamentare, doar în cazul situației de urgență. Situația de urgență care este anunțată acum se finalizează pe data de 15 mai. Sperăm foarte mult ea să nu fie prelungită și, după caz, să se termine mai repede. Eu nu cred că se va finaliza mai repede. Ceea cel mai probabil vor fi până pe 15 mai această situație de urgență. Va fi prelungită sau nu, vom vedea cum va fi evoluția. Unii din domeniul medical sănătății spun că ar putea fi un nou val, am auzit declarațiile OMS-ului și a doamnei ministru sănătății, că chiar dacă va scădea în luna mai-iunie, am putea avea un nou val în toamnă. Dacă în toamnă vom avea o situație ca acum, se va ajunge la declararea unei noi situații de urgență, dar ea se declară doar prin majoritate, prin Parlament, cu 51 de voturi, atunci, evident, alegerile vor fi amânate. Potrivit unor declarații anterioare ale președintelui Dodon, alegerile prezidențiale sunt preconizate să aibă loc la 8 noiembrie anul acesta. Până acum, în mod oficial, și-au anunțat candidaturile la funcția de președinte al țării Octavian Țâcu, deputat și președinte al Partidului Unității Naționale, și Andrei Năstase, liderul platformei Demnitate și Adevăr.